reale, la pătrat plus 1, să fie pozitiv. Tot timpul. Ceva la pătrat e tot neamul pozitiv plus 1. E cum traduc chestia asta, că tot timpul se întâmplă asta. Folosind cuantificatorul universal. Și atunci voi spune, oricare, când mă gândesc la mulțimea de adevăr, acum e momentul, deși eu rezolv problema asta și stabilez că mulțimea de adevăr e toată mulțimea numai reală. Chiar asta toată dată e mulțimea de adevăr. Deci în legătură cu predicatul ăsta, răspund că mulțimea de adevăr pentru Q de X e egal cu chiar el. E egal mulțimea numelor reale. Chiar mulțimea toată pe care am indicat-o. Dar acest lucru poate fi scris aici mi-e zis problema, am înțeles și eu acum. Știți, mă bucur de mult că am înțeles în clipa de față treaba asta. Hai de mine. Cuantificatorul asta înseamnă, domnule. Până acum ne folosim și eu mecanic. Pe acolo nu înțelegeam mai lucru, dar acum de aceea mă bucur că când vă predau și vouă, înțeleg și eu. Chiar așa, la un curs, studenții se duc la decan și spune, domnul decan, vă rog, profesorul Cutare, care vine la curs la noi, sta acolo, se întoarce cu spatele, scrie pe tablă, nu știu ce, și nu înțelege nimic acolo. Vine profesorul a doua zi supărat. Dragii mei, care e problema? Am zis, v-ați dus la decan, ați făcut reclamații. Păi de ce n-ați înțeles, domnule? Ce n-ați înțeles? Și ea explică încă o dată. I-ați înțeles? Toți uiteau nimic. Iar încă o dată. Mai ați înțeles? Nimic. Ai, lasă-ți-o încolo. Am înțeles eu și voi încă nimic. Deci se întâmplă și chestia asta. Că în procesul ăsta de explicare și de în efortul ăsta de a explica, înțelegi și chiar tu. Asta e. Dar chiar trebuie să vrei tu să comunici atât de adevărat și să te întrebuințezi într-atâta încât chiar ce să știi clar. Este extraordinar. Uite, altceva. Acum, eu am înțeles foarte bine ce înseamnă cuantificatorul acesta universal. Că, de fapt, el presupune obținerea propoziției mulțimii de adevăr. Deci, în momentul în care obțin mulțimea de adevăr, că el, atunci traduc asta într-o formă, zic, oricare ar fi X real, adică, așa, virgulă, P de sau cum am zis, Q de X. Oricare ar fi X real, așa, Q de X. Așa scrie, Q de X. Adică, în loc de Q de X, X pătrat plus 1 mai mare ca 0. Când zic oricare ar fi X real, Q de X, de fapt asta am precizat. Și de fapt asta nu înseamnă decât mulțimea de adevăr. Mulțimea de adevăr al Q de X. Da, interesant asta. Interesant asta. Da, dragilor. Deci, eu, de fapt, sunt într-o bătărie foarte directă. De fiecare dată, când am un predicat, corect dat, să aflu mulțimea de adevăr. Asta să înțelegeți voi foarte bine. Să aflu mulțimea de adevăr. Să știu acele valori pentru care predicatul acela devine propoziția adevărată. Și când e vorba de o mulțime finită, o scriu, iar când nu găsesc niciun element, atunci pot folosi cuantificatorul oricare, sau când se întâmplă tot timpul, că e adevărat, iarăși pot folosi cuantificatorul oricare. Când îl folosesc oricare ar fi X, asta e adevărată, sau pot să zic că nu există niciun X pentru care asta să fie mai mare decât 0. Da? E vorba de negația. Că și la... Da, asta era. Asta era. Vă să zic că există și negația predicatului. Deci toate proprietățile care le-am zis, conectorii logici de la propoziții, se pot prelua că doar propoziții predicate prin particularizare sunt propoziții, dragilor. Și atunci conectorii logici și sau negația. Deci putem nega ăsta. Ce ar însemna să negăm predicatul deci? Oricare se transformă în cine? Deci, cum trebuia să fie Q de X? Q de X, ăsta era predicatul. X pătrat plus 1 mai mare ca 0. Nu există, da? Nu există niciun X real
Pentru care asta să fie mai mare ca 0. Nu există niciun x. Pentru că pentru toți x-ii, pentru care asta să fie mai mică sau egală cu 0. Deci se neagă și forma asta. Deci nu. Pentru că la orice x înlocuiesc, se întâmplă să fie mai mare ca 0. Deci nu există niciun x astfel încât x pătrat plus 1 să fie mai mic ca 0. Aceste lucruri le puteți exersa și voi, dar haideți să mai facem un pas. Deci ce am înțeles? Ca să facem o ordine în mintea noastră. Am înțeles că în legătură cu predicatele apar cuantificatori și ăștia, cuantificatorul universal și existențial. Acum înțelegeți de ce oricare ar fi și există acolo cât de cât din ce am făcut eu. Sper că citind și voi așa o să pricepeți și mai mult. Dar haideți să-mi continui lecția și să atac cel de-al doilea predicat. Tare îmi place mie predicatul ăsta. Sunt nebunit să revin la el. Că tot îmi bat câmpii și nu mai ajung unde mi-am propus. Iar timpul trece și eu când să vă fac ce v-am spus, noțiunea de funcții. Pare cum să ajung acolo. Asta e povestea. Cum să ajung acolo. Dragilor, mă ocup un pic de predicatul ăsta. 2x plus 3y egal cu 5. Ca și altă dată, în legătură cu predicatul ăsta, doresc din suflet să găsesc pe x-ul și y-ul pe care dacă îl înlocuiesc, să-mi facă 5. Asta e povestea mea. Deci acum treaba e complicată un pic. Deci nu mai caut doar un x și un y pe acolo sau știu ce, perechii. Da? Pentru că caut de unde? Din erorier. Deci din mulțimea tuturor perechilor, un x și un y real, eu selectez. Dar ce înseamnă erorier, măi? Hai să vedem ce înseamnă și erorier. Că trebuie, dacă înainte o simplă, știa mulțimea numerelor întregi, luam puncte pe axă, dacă real, mulțimea numerelor reale înseamnă toată dreapta, erorier, ce mă fac acum? Ce mă fac? Trebuie să fie. Sunt două mulțimi. O dată și altă dată. Sunt două mulțimi. Și atunci a apărut ideea următoare. Cele două drepte, să le luăm în calcul, cele două mulțimi reale, cele două drepte în final, asta să fie o dreaptă și cealaltă, o alta perpendiculară. Asta era. Asta a fost ideea. Și cele două drepte, una a fost notată, sunt notat cu O, punctul de intersecție. Asta s-a zis, hai să numim într-un fel A, cea de pe loc întâi, mulțimea asta să fie mulțimea X-ilor, iar cea de pe locul 2, mulțimea Y-ilor. Atunci, cum e vorba de perechi-perechi, aici, punctul ăsta, O, e un punct care are și x-ul 0, că aici e 0 numere pozitive, aici o să-ți mai ai partea asta altă y-ci pozitivi, în partea asta o să fie negativi, și în partea asta negativ. Și atunci, ăsta e punctul de coordonate 0, 0. Adică e perechea 0, 0. Când x-ul și y-ul sunt 0. Dragilor. Ei, odată stabilită chestia asta, înseamnă că, de fapt, o pereche de asta e un punct. Un punct. Și ăsta de aici. Și ăsta e un punct în plan. Dar ce înseamnă perechea 2, 3? 2, 3. 2, 3. Am însemnat că x-ul e 2. 1, 2. Așa am zis. Locul 1 este x-ul și locul 2 y-ul. 2. Dar x-ul e 2, dragilor, tot timpul așa. Iată. X-ul e 2 înseamnă că e la distanță de două unități. Da? 2, 2 este și aici, 2 și aici, și aici, și aici. Deci x egal cu 2 tot timpul. Deci pe o dreaptă paralelă la axa asta a y-celor. Asta înseamnă x egal cu 2. Da? Ce înseamnă x egal, y egal cu 3? Y egal cu 3, y cu 3 înseamnă așa, pozitiv. Tot aceeași unitate de măsură, 1, 2, 3. Dar 3 este aici și 3 este și tot timpul pe paralela asta. Că tot aceea distanță, două drepte paralele
tot mai terminat, am terminat geometria plană și am vorbit ce înseamnă distanța între două drepte, paralele. Deci aceeași tot timpul. De aceea am dus, asta înseamnă că Y-ul egal tot timpul cu 3. Și eu vreau punctul în care X-ul să fie 2 și Y-ul 3. Ca X-ul să fie 2 și Y-ul 3, este ăsta punctul. Și așa se descoperă un punct la intersecția celor două drepte, da, X-ul 2 și Y-ul 3, și acela indică un punct din plan de, spunem noi, coordonate, care localizează de coordonate 2 și 3. Am înțeles acum ce înseamnă o pereche. Dacă mai înainte un singur număr real înseamnă un punct pe dreaptă, cealaltă mulțime, nu mai putem reprezenta tot acolo, ci s-a convenit ca să fie o dreaptă perpendiculară, cele două drepte ajută să găsim toate perechile și asta înseamnă puncte în plan. În momentul de față știm foarte bine că predicatul ăsta cere afla mulțimea de adevăr înseamnă să găsim toate punctele din plan de aici care au un X și un Y ce îmi transformă mie predicatul ăsta în propoziție adevărată. Deci afla mulțimea de adevăr pentru predicat cu două variabile înseamnă a găsi toate acele puncte din plan a căror coordonate să facă, să transformă predicatul în propoziția adevărată. Asta e povestea. Da? Cu asta ne ocupăm acum. Deci, mai înainte era mai simplu. Acum pare mai complicat. Că sunt două necunoscute. Cum procedăm? Dacă aveam greutăți sau nu aveam, când am fost așa, cu o singură variabilă, dar cu două, ce mai fac? Situația pare foarte dificilă, dar noi asta problema avem de rezolvat. Dacă aș găsi o parte din ele așa, la întâmplare să dau valori, e greu. Că eu, din ieri, hai de mine, știți câte am o mulțime de, o infinitate de valori. Și din acolo o infinitate. De fapt, toate punctele din plan, din toate punctele din plan, trebuie să selectez pe acelea care să facă predicatul ăsta propoziția adevărată. Nu e deloc simplu. Cum să ne descurcăm acum? Am o idee. Ce ar fi să încerc așa? Să dau lui X, că dacă pe amândouă vreau să-l ghicez deodată, îmi vine greu. Nu am cum să-l ghicesc așa. Bun, 1 și 5. 2 ori 1, 2 și cu 3, 9. 1 și 2. 2, 3, 6, 9. 1 și 1. 2 ori 1, 2, 3 ori 1, 3. Am găsit o pereche. Stați o secundă, că îmi place chestia asta. Da, e la întâmplat, după tatonări. Deci, tot am zis 1, 1 și, 1 și, 1 și. Și am apărut 1 și 1 foarte repede. Deci, pe de 1 și 1, pe de 1, 1, se întâmplă că se transformă pe de 1 și 1 devine propoziție în clipa de față prin particularizare și devine 2 ori 1, predicatul devine 2 ori 1 plus 3 ori 1 egal cu 5, este propoziție adevărată. Deci în clipa asta am de-a face cu propoziție adevărată, o să spun că este adevărat. Adică mai clar, în mulțimea de adevăr, voi pune pe prima pereche 1, 1. Și trebuie continuat. Destul de dificil pentru că am foarte multe valori. Dar totuși, după experiența asta, când am zis X1, parcă încurajator, și am să vă propun așa. Să încercăm să mergem dându-i X niște valori. Deci, merg cu X-ul. Ca să-l transform din predicat binar, să-l transform în predicat unar. Asta e șmecheria. Deci să-i dau lui X valoare și să găsesc Y-ul. Dau lui X valoare, găsesc Y-ul. Asta e ideea care o am în moment de față. Deci, am spus așa, că aici o să las X și X și care merg de la minus infinit la plus infinit. Așa. Iar Y-ul care apar, îi pun dedesubt.
Și perechile care se le găsesc sunt cele care le caut eu. Sunt nebuni să le caut. Le găsesc pe toate. Hai să zicem, 0. Când x-ul e 0, 0, y-ul e 3, y egal cu 5, y va fi 5 pe 3. 5 pe 3. Când x-ul este 1, y-ul mi-a dat 1. Și așa mai departe, pot să dau la valori. Da. Minus 1. Când e minus 1, dau un treci, când vine mai comod, dar trebuie să le dau pe toate ca să ne înțelegem bine. Minus 1, minus 2, plus 3y, minus 2, plus 2, 5, și cu 2, 7, y egal cu 7 pe 3. 7 pe 3. Prea-mi place mie așa tot dau aici. Ar fi mai bine să scot pe y de aici. Să fie y egal. Scriu într-un alt mod predicatul ăsta. Deci iată cum am de gând să fac. Plec așa. Predicatul 2x plus 3y egal cu 5, pardon, 5, va fi scris echivalent într-o altă formă. Nu, hai să scriu și așa, ca să fie corect. XY parcurge ieror-ier. Deci, predicatul acesta, da? Ieror-ier. N-am reflexul ăsta cu ierul ăsta făcut sub forma aceea. Dar sper să-l pun la punct. Ușor, ușor. Așa. E bine, nu? Bun. Deci, să-l scriu într-o formă echivalentă. Nu vreau să-l transcriu. Asta e povestea mea. Și să-l scriu așa. Y egal cu cine? Y egal cu 5 minus 2x. Sau minus 2x plus 5 totul supra 3. Este același, cu virgulă, x, y, parcurge pe ier, ori ier. Nu am făcut decât să același predicat să scriu într-o altă formă. Dragii mei. Și acum dau lui x valoarea 1 și găsesc y-ul. Dau valoarea, nu știu care găsesc, decât să mă loc acolo și să vor y. Așa e mult mai ușor, că am muncit. Ca la expresii. Vezi calculul algebric, l-am adus o formă care îmi place mie, nu? Convenabilă, așa, încât l-am zis-o la pe Y, adică să-l găsesc pe Y imediat. E, să văd acum. Alte valoare se dau. Se dau lui X valoarea, hai să zic, 1 pe 2. Când X e 1 pe 2, Y-ul este 2 ori 1, minus 2 ori 1 pe 2, 2 cu 2 simplific, face minus 1 și cu 5, face 4 pe 3. 4 pe 3. Și găsesc astfel de toate pereche. Fac amură, doar pe toate le găsesc. Și dau valori cât cuprinde. Și totul va fi foarte bine. Dar ce se zisez? Un moment, acum trai jos, fiți atenți. Atenție multă. Este una cel mai frumos lecții. Mă prinde chiar bucuria. S-a realizat aici o chestie foarte interesantă. AX-ul găsește Y. AX-ul găsește Y. S-a realizat o corespondență. Superbă chestia. Deci în clipa în care l-am găsit pe Y exprimat așa, că, nu, vreau să evit cu cuvântul. L-am găsit pe Y într-o expresie. Dependent de expresie în X. După rețeta asta, se obțin Y-ii, dau lui X valoare, găsesc Y-ii. Și atunci, toate perechile acestea, X și Y, sunt tocmai, constituie mulțimea de adevăr a predicatului respectiv. Eu de acolo am plecat. Dar aici mai insist că îmi place foarte tare. Este realizează după rețeta asta, la un X, dat de mine găsesc Y-ul, alt X, alt Y, alt X. La fiecare X dat găsesc câte un Y. La fiecare X știu de mulțimea asta, foarte important. Găsesc Y-ul neapărat tot din aceeași mulțime trebuie să fie. Altfel nu-i treaba bună. Așadar, eu am să mai scriu într-un alt mod aici. Perechea X, Y parcurge ieroriat. Plec de la faptul că Y-ul
este o expresie, este în funcție de X. Iată, nu mai pot pronunța de epitaf cuvântul. Și iată, noțiunea de funcție stă să bată la ușă, nu? Chiar suntem foarte apropiați. Deci n-am cum să evit. Y este o expresie, este în funcție de X, depinde de X. Și voi spune așa, Y-ul ăsta, loc de Y, spun F de X egal cu minus 2X plus 5 supra 3, minus 2X plus 5 supra 3. Iar chestia asta, voi spune așa, F indefinită, în loc să spun că X-ul e din R, Y-ul e din R, spun așa, F indefinită pe R, adică despre X și aceștia sunt din R, cu valori în R. Dragii mei, este practic predicatul prezentat altfel. Deci funcția vine natural, n-am mai spus, fie dat de două mulțimi A și B și un procedeu prin care face ca fiecare element din prima mulțime să corespundă unul și mai din cea de două mulțime. Această definiție care pur și simplu m-a stresat și pe mine și așa am făcut și eu tot timpul, așa am predat-o, așa am văzut-o și în cărți peste tot. De data asta am găsit o chestie, vă spun, a fost momentul de bucurie extraordinar al meu, acolo la tabla aceea, când în câmp stăteam, deci momentul de bucurie când mi-am dat seama cât de frumos este, cât de elegant este, cum predicatul cum se leagă cu noțiunea de funcții, cum aici eu practic am scris predicatul altfel, hai de bici, încântat am fost. Dragilor, foarte multe lucruri le găsiți acolo. Avea dreptate eleva aceea care spunea că lor nu ne-am prezentat-o așa cum am prezentat-o aici, pentru că, într-adevăr, nici eu nu știam să o prezint în forma asta. Am prezentat după manual. Așa încât, pare că nu înțelegeți, dar înțelegeți foarte bine acum. Dacă voi veți pune mâna pe videomanualul acesta, dragilor, și lecția asta de aici, am ținut introducerea asta să o punem și cu camera aceea care e mai de proastă calitate, pentru a vă atrage atenția asupra ceea ce vă așteaptă în pachetul de DVD-uri care va fi construit la noțiunea de funcție. Deci această construcție riguroasă își va urma cursul, toate lecțiile vor fi atent făcute, încât voi veți avea șansa să păstrundeți, să stăpâniți noțiunea de funcție și să vă fie foarte clar. Mergem mai departe. Așadar, gata suntem. Ce e a funcției? Păi este o rețetă, da? O rețetă, după care, pe care eu o folosesc, știind foarte bine X-ii pe care i-am la dispoziție, știind mulțimea pe care X-ii o parcurg, atenție, știind mulțimea pe care X-ii o parcurg, după rețeta aceea obțin Y. Este o corespondență, dragi, o corespondență care se realizează după procedeu. La fiecare X din mulțime, la fiecare X din mulțime corespunde, obțin un Y și numai nu s-a întâmplat ca la un X dat să obțin 2 de Y. Asta e povestea. Trebuie să fii foarte atent. La fiecare X, adică să nu există și X care să le pot pune în corespondență. De aceea trebuie mulțimea aleasă cu multă grijă, în foarte multe greșiții. Mulțimea asta este esențială. Că pe ea trebuie să o găsesc eu și în ea să prind numai pe cei X sau să am stabilit clar mulțimea încât tuturor să le pun în corespondență. Să am posibilitatea ca fiecărui X, pe fiecare X să-l fac fericit. Că în condițiile în care un X de acolo rămâne trist și nu se poate pune așa, nu-i treaba bună. El spune, băi, dar acum eu de ce nu? Adică să vă dau un exemplu. Iată, dacă vă dau următoarea funcție, f de X, egal cu 3 supra X minus 2. Dar rețeta asta. Rețeta e de opțiunea X-ilor. A Y-ilor, da? Bun. Dar nu-i corect, dragilor. Nu-i corect pentru că eu trebuie să știu ce X am voie să dau? Dacă spun F definită pe R, cu valori în R, mulțimea asta pot să las mai mare. Nu mă frământă mulțimea Y-ilor. Pentru început, că o să vedem mai târziu.
Am să am și niște preocupări în direcția asta. Dar de că am dat las așa. Dar toată povestea este mulțimea asta aici. Că dacă îmi dau lui X valoarea 2, dragilor, 2, extraordinar, 2, 2 ce-i pun în evidență? Ce-i pot să pun? E 3 pe 2 minus 2 fac 0 și lui 3 nu-i pot pune. Atunci dacă pe 3 îl las aici, o mare greșeală, spune pe 3, pe 2. Ce spune 2-ul? Băi, mie ce-mi pui în corespondență? Cum te descurci cu mine? Iată-mă, eu stau aici și aștept. Fă și cu mine ceva. Și n-ai cum. Că rețeta asta nu poate. Rețeta nu poate. Deci atenție, rețeta e de multe ori definitorie. Sunt situații de acestea, dragilor, când ți se dă rețeta și tu trebuie să stabilești mulțimea acelor X pentru care se poți lucra. Deci asta e treaba. Da, hai să clarificăm un pic lucrurile. Să numim într-un fel mulțimea asta X-lor, da? Să clarificăm, să vedem care sunt elementele importante care intră în dialog, în noțiunea de funcție. Deci rețeta care, e clar, schimba rețeta înseamnă că altă corespondență ai. Că rețeta e specifică fiecarei funcții în parte. Există o mulțime asta, e și foarte importantă, cum de fapt de la predicat am spus, deci de la predicat am spus cum, ce am precizat, că dacă schimb mulțimea în care variabile se mișcă, ai de-a face cu un alt predicat. Ei, dacă schimbi aici mulțimea, asta, am de-a face cu un alt predicat. Da, s-a prins lumina. Că nu se mai vede. Deci, observați, lucrurile sunt cât se poate de clare. Pentru că am acum posibilitatea să vă spun următorul lucru. Ce? Elementele definitorii care intră în definiția noțiunii de predicat sunt rețeta, sau cum se numește legea de corespondență matematică. Dar eu zic rețeta. Așa îmi place mie, așa îi zic. Rețeta. Rețeta. Dar de la doctor când te duci, dacă respecti rețeta, te faci sănătos. Dacă nu, treaba ta. Ți-o da rețeta. E treaba ta, cum te descurci. Mulțimea cealaltă să o numim într-un fel. O să o numim domeniul de definiție, dragilor. Pentru că știu mulțimea asta. Dacă nu știu, umblu după ea nebunit. Trebuie să clarific mulțimea pe care ei și au voie să o parcurgă. Eu trebuie să stabilesc eu treaba asta. Iar ce voi obține, voi vedea. Atenție! Ce voi obține, voi vedea. Această mulțime a Y-urilor urmează să apară ca urmare a corespondenței. De fapt, eu când cineva îmi spune să mă ocup de o funcție, eu două lucruri fac. Întâi și întâi, el îmi dă rețeta. Eu stabilesc repede mulțimea de definiție, adică X-ii pe care i-am la dispoziție. Asta e. X-ii pe care i-am la dispoziție și cărora le pot găsi imagini, așa se cheamă astea, imagine, adică ceea ce obține, pentru fiecare X în parte se cheamă imagine. Y care apar ca urmare a corespondenței respective. Deci eu am la dispoziție X-ii și urmează să găsesc Y. Perechile în final. Ei, dragii mei, vreau să vă spun că a studia o funcție înseamnă a studia Y. Asta e toată povestea. Nu e mare filozofie. Ați văzut că foarte multe grafice, vedeți pe acolo, arată cum crește. Asta este, de fapt. E mulțimea Y-urilor care apare. Deci a studia o funcție, a te frământa, să vezi exact ce se întâmplă cu funcția respectivă, înseamnă să afli ce se întâmplă cu mulțimea Y-urilor. Te întrebi, sunt crescători? Sunt descrescători? Pe ce zonă sunt crescători? Pe ce zonă sunt descrescători? Unde sunt Y pozitivi? Unde sunt Y